Toate aceste creșteri salariale, faptul că investițiile publice sunt zero, iar primăria trebuie să susțină proiecte de dezvoltare în municipiul Roman, eu am susținut totdeauna că noi trebuie să păstrăm un trend de dezvoltare a municipiului Roman și nu trebuie să ne abatem de la acest deziderat, a adus o diminuare semnificativă a bugetului, pentru că atunci când nu vin proiecte guvernamentale, atunci când nu vin proiecte regionale de la Consiliul Județean, atunci când fondurile europene sunt blocate, iată, avem trei mari surse de finanțare care nu sunt funcționale în România. Acest lucru întâmplându-se, sigur că primăria trebuie să facă eforturi să încerce să susțină din bugetul local dezvoltarea în continuare și, prin urmare, implementarea unor proiecte pe care le avem surprinse în strategia de dezvoltare a municipiului Roman. În cazul în care, sigur că primăria nu va reuși să ia un împrumut prin care să-și susțină proiectele pe care și le-a asumat, va fi foarte greu de susținut mișcarea sportivă, pentru că trebuie pus în balans. Ce facem? Mergem mai departe cu dezvoltarea? Încercăm să renunțăm măcar pentru o perioadă de timp la anumite componente, tocmai ca să nu fim în defavoarea proiectelor de dezvoltare a municipalității? Pentru că, după cum vedeți, politica proastă la nivel național se răsfrânge și asupra activității administrative. Veți vedea anul viitor, dacă se intră cu reducerea impozitului pe venit de la 16%, de la 16% la 10%, vom asista la o puternică decapitalizare a primăriilor din țară. Deja primarii cu care am intrat în dialog sunt îngrijorați de acest lucru, pentru că din impozitul pe venit o cotă importantă se întoarce în bugetul local. Diminuându-se acest impozit, automat duce la o reducere drastică a bugetelor locale, cu sumele care vor pleca de asemenea de pe acest transfer de la angajator la angajat, vor scădea și salariile celor din administrație. Toate aceste lucruri duc către o slăbire a forței economice a primăriilor. În acest caz, primăriile trebuie să-și redimensioneze acțiunile și activitățile, să reziste în sensul de a desfășura activitatea propriu-zisă pentru care au fost create administrație publică, dar în același timp de a merge și mai departe cu investiții publice pentru dezvoltarea comunităților. În acest sens vor trebui făcute prioritizări, iar prioritizările se vor face funcție de ce se va întâmpla în debutul anului 2018. Și faptul că de la județ nu vine niciun ban? Păi nici n-are de unde să vină. Consiliul Județean este el însuși din part. Din ce am văzut din știri, sunt într-o problemă și cu asigurarea salariilor pe luna noiembrie și decembrie. Deci, prin urmare, când vorbesc de administrație publică, nu vorbesc doar de primării, vorbesc de consiliile județene. Același lucru se repercutează și către acestea. Fonduri nefiind de la guvern, era vorba de o nouă relocare de fonduri. Era vorba despre o nouă analiză bugetară la nivel național și eventual o nouă rectificare pe care administrațiile publice, primării, consilii județene, o așteaptă pozitivă și să vină să acopere ceva din găurile care s-au creat în anul 2017. Vedeți că și acest lucru întârzie, se discută pe legile justiției, se discută pe tot felul de modificări, se discută pe tot felul de perdele de fum aruncate tocmai pentru a acoperi proasta guvernare. Lucrurile merg foarte greu, primarii se plâng, președinții Consiliului Județene se plâng, dar se plâng degeaba că nimeni nu le poate rezolva problemele, pentru că în momentul de față bugetul este unul peticit.